Îl voi premia, îi voi da clubul și voi mai da 100k. Hai să vedem. Viața e tablă, așa contează orice mutare. Fără regină ar orbi regele de supărare. Mă, nimic nu este greșit dacă te face cu adevărat fericit. Salutare, mă băieții, bine v-am regăsit la un nou episod, mă băieții, în episodul de astăzi voi încerca într-un fel să testez și playere de pe Bizon. Deci să vă explic așa un pic cum stă treaba. Eu acum voi duce, voi cumpăra un Phoenix din dealership. Sper că mai sunt în dealership. Dacă nu, voi încerca altă mașină și le voi da prin trade mașina și le voi spune să mi-o da pe contul respectiv, adică pe contul Mihai One Man Army, ok? Uitați așa, One Man Army. Deci pe contul ăla va trebui să-mi dea mașina, îi voi spune eu că n-am cum să mi-o dau și că vreau să mi-o dau pe contul ăla mașina. Și dacă respectivii chiar nu vor da țeapă, adică nu va da țeapă, mașina eu voi da lui gratis și aia e. În semn de respect. Dacă vă place acest episod, probabil voi face și o serie dacă e și vă place. Stați puțin să luăm și noi aici bani. At-m-u-i-t-h-draw. Ok, pinul. Hai că mi-ați văzut pinul, wow. Cât era? Hai că scot 200 de ca. Contul tău nu are atât de mulți bani, ok. Aha, da, am scris cât ori 2k, în fine. Gata, am luat și noi 200 de k. Băieții, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram, să dați un like și un subscribe aici la mine. Bye, vehicle. Bun. Bă, dar cine, bă, mă, nici de la noi este în song, nici perennial. Wow, interesant. Ori n-am văzut eu bine. Ok, hai să căutăm ăla. Deci eu azi am filmat 3 episoade. Ăsta e al treilea episod pe care îl filmez. Bun. Unde este? Unde este? Aoleu. Să mortul nu mai este în stoc, fii atent. Nici premier. Ia uite-mă, hai că-i club. Hai că iau clubul ăsta. Bă, dar păcat că nu mai este Phoenix, mă, în stoc. Meh, iau clubul ăsta. Ok. Gata, am luat clubul. Haide să mergem repede să-l luăm. Ăsta este clubul, na, nu e o mașină, cine știe ce. Dar n-avea Phoenix, frate. Însă asta parcă este mai bună decât Phoenix-ul, nu? În fine, clubul ăsta, acum să vedem, na, dacă ne va da țeapă cu rabla asta. Acum vine partea mai interesantă, așa, că trebuie să găsim player și na, să vedem. Mă voi duce pe la dealer și fiindcă știu că acolo sunt foarte mulți jucători. Voi încerca să caut un player cu un level mai mic. Ia, ID 262. Nu, are level 27. ID 219. Nu, ce ID are ăsta, mă? Ah, ID 216. Level tot 27. ID 289. De 286, pardon. Bă, toți, mă, de level 27, mă, toți 3. Mă, ce noroc am eu, mă. Ia, vreau cu ăsta să fac o Ricarda, am mie colegi. Bă, hai, mă, că le-au pe ăsta. Iuri. Hai, că nici n-a fugit. Ia, boss, te rog ceva. Hai de gând la mine. Te rog, mi dai și mie clubul ăsta pe contul, contul mare. Unde ești? Păi uite-mă, frate, ai trecut pe lângă mine. Cineva, ai chiorât? Zi, frate. G. Hai să mergem într-un alt loc pe aici, mai retras. Hai că mergem aici. Dacică. Bă, chiar sunt curios dacă îmi dă țeapă. Ok, contul este Mihai One Man Army. Te rog, sper că nu-mi dai țeapă. Hai, frate. Ok. 3133. Hai să vedem acum dacă îmi dă țeapă sau nu. Bă, eu, deci vă zic din start că eu zic că îmi dă țeapă. Acum să vedem. Club, ok, ne pregătit. Am și modul acela cu Reconnect. O, mi-a pus două materiale. Hâț. Ia, stai să fac și un screenshot. Am modul ăla de slash name și mă bag automat pe contul ăla. O, așa. Sper că nu dai țeapă. Sunt aici, îs la HQ Verdant.
slash name Mihai One Man Army. Hai că aștept repede să mă reconecteze, îmi scriu parola, slash parolă, gata, mi-am scris și parola, selectează-mi și un skin. Acum două am și warurile. Ia uite-l pe ăsta. Gata, hai să vedem. Ce bine. Wow, mamă. Slash pin, la fel am pinul. Ok. Slash trade, 133. Accept trade, 133. Ia să vedem, îmi dă țeapă omul. Bă, și dacă nu-mi dă, îl voi premia, îi voi da clubul și voi mai da 100k. Hai să vedem. Bun. Wow, mersi, bro. Trade 133. Accept. Hai că îl voi da. Pune un dolar. Este al tău. Te pup. Fac video pe IT. Mihai best. Ok, sper să te bucuri de el. Mă, băieții, cam atât și cu acest episod. Ați văzut că băiatul ăsta a fost foarte incredibil. Eu credeam că îmi dă țeapă, însă nu mi-a dat țeapă. Omul chiar a fost de încredere și da, îi mulțumesc foarte mult fiindcă a fost de încredere. Da. Și na. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să-mi dați acolo un like, un subscribe, bineînțeles și un share dacă v-a plăcut. Știi cine sunt? Cine mă? Ia mă, cine mă ăsta? ID 62, ăla de pe Facebook, care ăla? Care mă ăsta? Da, băieții, eu am fost Mihai, noi ne auzim data viitoare la un episod, probabil voi începe o serie cu chestia asta, eu v-am pupat. Un nostru sărut a fost doar o joacă pentru mine, pentru mine. Dar timpul m-a schimbat și acum eu nu văd viața fără tine, fără tine. Doar inima nu mă șeală, ea nu-i nici noastră. Din toate femeile tu ești cea mai frumoasă.